fost o bucurie și un privilegiu atât pentru Fundația ADEPT, cât și pentru Ambasada României și Institutul Cultural Român să-l avem aici pe Alteța sa Regală. A fost prima prezență a Prințului Charles în Ambasada României la Londra și cred că este poate și prima prezență într-o Ambasada României. Și pentru că această clădire este impregnată de istorie, am avut și bucuria de a-i arăta câteva frânturi din această istorie care îmbină relațiile româno-britanice pe parcursul ultimului secol. Proiectele sale țin de ceva ce avem extrem de important și de valoros în țară, patrimoniul național, protecția mediului, pădurile, flora și fauna din România, restaurarea și păstrarea vechilor tradiții. So today we are celebrating 10 years of our work and we brought together 300 people in London centered around the paintings of the area because it's a very beautiful area. But it's centered around the paintings and the presence of Prince Charles, the support of Prince Charles, which is very important to us. He's been working with us since the beginning. So today was a celebration, 10 years of recognizing the importance of these kind of landscapes. Many people in England don't realize what Romania really is, which is a country with, well, a very well-motivated and well-educated younger generation. Secondly, they have a very, very beautiful, functioning agricultural landscape that we have lost in Western Europe. Pentru mine, Transylvania este o zonă foarte importantă. One of the things I do, other than being a TV presenter and a journalist, is I'm a poet. So I got the chance to read it to him personally, which I was very honoured by, because he inspired me to write it by the things he told me in Wild Carpathia. It's a cautionary tale of what would happen to Romania if it's not for charities like ADEPT, if it's not for the encouragement of charities like the European Nature Trust to ensure that environmental education is more widespread. Ne aflăm în seara asta aici pentru unul dintre cele mai importante evenimente ale Institutului Cultural Român în anul 2014, și anume Festivalul Transilvania, un festival organizat de către Fundația ADEPT cu sprijinul ICR Londra și al Ambasadei României în Marea Britanie. Este practic o mare sărbătoare a României, o mare sărbătoare a României ca patrimoniu natural, ca patrimoniu construit, ca tradiții românești. Pentru că tot acest festival Transilvania este mai mult decât o expoziție. Este o prezentare, o sărbătoare a culturii române tradiționale în ansamblu, cu expoziții culinare, cu concerte, cu prelegeri, cu tot ceea ce poate să pună cât mai bine în lumină, în valoare, România și Transilvania.